Of, 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 și iară, of. Invit în platoul de la Look TV o cântăreață din Turda. Turda, Turda cu trihorne. Doamnelor și domnilor, Crina Prața! Sărna, doamnă! Ce zici? Hai, îți rămâi în coace! Ce zici? Cum i-o primit? Lele, mar de mândră, floare, lai, lai, lai. Păi leagă capul că mă doare, lai, lai, lai. Și mi leagă coștier gură, că-s beteac de băutură. Ce ziceți? Crina! Da. Se zice că la noi în Ardeal este și stanii în post, băutură de post. Ai auzit, nu? Să știți că stau prost cu băutura, că lasă, eu nu beau, nu numai apă probleme. Plată. Eu am întrebat o față bisericească, Ioane, da. Zic, auziți, lămuriți-ne și pe noi, totuși vinul e post sau nu e post? Și au zis, creștine, e post de la 6 butelii în sus. Așa e, da. E de post. Ai lansat, nu de mult, primul tău album. Primul meu album, intitulat Cântec Mândru de la Turda. Așa. Cântec Mândru de la Turda, cu cine ai înregistrat? Cu cine? Cu Glas Transilvan. Uite, mine, așa de mine. O să te invităm acum să ne cânți și noi te mai așteptăm aici la noi, în emisiune. Cu mare drag. Pentru că ești o muiere sănătoasă. Măritată, așa e, cam unul. Măritată, să știți că soțul m-a încurajat să îmbrățișez această meserie. Eu am renunțat cândva pentru o altă carieră, tot din cauza tatălui. Ce ai făcut? Sunt jurist de profesie. Juri? Am crezut că avocat. Tot pe acolo, dar... Juri, bun, bine. Crina Prața! Părintele, eu cu carte,
dați la domn părinte! Hai dați la domn părinte Tămaș! Hai dați încoace mâncava sufletul vostru! Faceți bine și poftiți! Că citesc afurisania pe voi pătăte ăstea din spate. Aplauze pentru Crina Prața. Mulțumesc! Crina, te invit să iei loc acolo pe canapele. Mulțumesc! Înțelegi? Ai grijă, fii atent! Uită-te, Nii! Da, zi, hai, zi! Ce-i? Tămașe! Zi! Aldămașe! Aldămașe, ai zis? Aldămașe, Tămaș! Da, da! Pentru ce tătun ai? Știu ce mă gândeam. Ce te gândeai? De ce oamenii acum nu mai au noroc? Cum? Așa. De ce n-au noroc? Cine? Păi oamenii! Știi de ce? Pentru că noi, coșare, suntem pe cale de dispariție. Da, ce să faci? Suntem da. Ca și balenele alea albe. Chiar mai rău, că alea au o asociație care le protejează, pe noi nu ne protejează nimeni. Lasă-mă, da, deci un om, când ia foc casa, zice că n-am avut noroc. Când îi se înfundă șemineul și explodează acolo, zice, n-am avut noroc. Când se asfixiază cu gaze, zice, că n-am avut noroc. Păi normal că n-am avut noroc dacă n-a venit la mine. La mici duță, norocel. Am zis că de ce să-mi par norocul gratis, nu? Da. Așa că mi-a făcut un marketing ziloc, așa. Marketing ziloc. Proiect de marketing. Proiect de marketing, așa, da. Că tot cu Uniunea Europeană. Da. Așa? Și împar norocul pe categorii. Dacă vrea cineva să aibă noroc la examene, atunci trebuie să vină la mine. Normal. Da? Și ție-ți trebuie. Cine are toate. Atunci trebuie să veniți toate la mine. Așa. Așa. Să cântați o melodie de la Tămaș. Yo. Și să recitați Luceafărul pe de rost și cu vreo 3 kg de jin. Așa. Păi. Dacă vrei să ai noroc, dacă vrei să ai noroc în dragoste. În dragoste. Ia, cine vrea să aibă noroc în dragoste? Hai să vedem. Cine vrea să aibă noroc deci în dragoste? Deci trebuie să mă luați în brațe. Ia uite la ele. Să spuneți că sunt cel mai frumos coșar de... Pui, bată-te noroc! Azi. Și să pui, mă pupați pe nas. Pe nas. Așa. Dani. Asta e eficiența, Aurele. Uite, învață de la el. Uite cum îl iubesc. Uite, domnul Helci. Băi, degeaba, că noi blonzi... Eu hai duc. Dacă vreți să aveți noroc la casă nouă, trebuie să mă luați pe mine în spate, să înconjurați casa de 3 ori și să mă țineți o lună cu mâncare și cu băuturi pe gratis. Bine, și după aia tu mă ții o săptămână în spital. Nu. Și după aia să vă pune și centrală termică autonomă. Am înțeles. Dar să știi că acum s-a explicat un mister. Care? De ce ai tu nasul roșu? De ce? De la ruj. M-au de nevastă mea. Să spun de la ger, de la ger. Hai să-ți mai spun. Și dacă vrei să ai noroc la copii, așa. Și ce trebuie să faci? În primul rând, trebuie să te căsătorești cu o fată frumoasă, așa ca tine. Așa. Ca Eliza, slace. Fată frumoasă, trebuie să o aduci la mine să stea o lună cu mine și cu o damigeană de 3 kg. Și vii după o lună și sigur ai copii. Da. Stai. E nevastă ta, vorbește. Nevastă? Da, alo, da. Bine, da, sunt într-un horn aici. Vai de capul meu, e ger crap în pietrele. Bate, nu pot bate vântul. Șș, pa, așa. Nevasta a fost, da? Da, nevasta. I-a spus că sunt într-un horn. Și dacă vrei să ai noroc la servici, așa. Atunci, și dacă ai stai, un șef stai constipat... Stai, 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 stai. Și dacă ai un șef constipat, atunci mă chem pe mine că îl desfund eu... Îi merg fulgii. Și tu, Tămaș, dacă vrei să ai noroc la emisiunea asta, da, trebuie să mă atingi. Ce să fac? Să mă atingi. Stai că te ating. Așa. Să mă atingi frumos. Să te ating? Și să-mi dai și mie o rubricuță. O rubricuță. Îți dau. Pe care o alegi? Păi, nu, pe toate. Mă, nu ți-e pare că e un pic un fel de coșar gigolo? Păi tu n-ai văzut cum trag fetele? Așa ceva n-am văzut decât mama a făcut. Are ăsta un lipici la el. Are ăsta un lipici la el și am văzut că trebuie să ridică pantalonul. Nu e pantalonul, e peria de curățat. Șurlău. Șurlău. Deci stai bine cu șurlău, să înțeleg. Foarte bine. Da, de-aia s-o da pângătine. Păi da, e foarte gros și stufos. Șurlău. Șurlău, păi normal, ca să poată. Da, bine, știi ce? Eu te invit la șurluit și hai să lăsăm pe Dan să ne cânte ceva. Ce zici? Să ne cânte ceva. Da, sigur. Păi normal, uite. Hai că te țin să nu caz. Să-l ține-mă. Nu, că nu vreau accidente. Cum mai fost emisiuni în care au fost accidente. La noi nu vrem așa ceva. Eu să te duc acolo și Dan Helciuc împreună cu trupa aia. Dar lasă să dansez aici. Hai că las. Ești un gigolo. Ești un gigolo, da? Hai. Fără șurlău. Ai lăsat șurlău, da? Yeah, I'm just a gigolo. And everywhere I go, people know the part I'm playing.
Yeah, pay for every dance, selling each romance. Oh, some heart betraying. Yeah, but there will come a day when youth will pass away. What would you say about me? When the end comes, I know I was just a gigolo. Life goes on without me. Yeah, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the bars I'm playing. Yeah, selling every dance, paying each romance. Mai jos așa puțin. Oh, what a feeling. Yeah, but they will come on this cafe aici, așa un pic. When the youth will pass away, mai spus că aici am ceva. What would you say about me? Woo! When the end comes, I know I was just a gigolo. Life goes on without me. Cause nobody, yeah, nobody, nobody who cares for me. Yeah, baby, come on, together, she. I ain't got nobody, nobody, nobody cares for me. Yeah, nobody, yeah, cares for me, baby. Come on, let's sing it, let's play. Hai, go shout it. Oh, all of the time. Boozy, boozy, bop, boozy, bop. Cause I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody, nobody. All right, let's dance, baby. All right. I am in it. Let's play. Zap it, whoop it, zap it, whoop it, down. I ain't got nobody, nobody, nobody cares for me. Nobody, nobody, 'cause I'm so sad and lonely. All right, sad and lonely, yeah, sad and lonely. Come on, baby, take a chance with me. 'Cause I ain't so bad. Yeah, nobody. Nobody. I said nobody. 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 Yeah, nobody. Nobody cares for me. Vino o fată, vino cu șarul. Da, Helțu! Și trupa aia! 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 Trupa aia din duminica asta. Da, stați o țâră. Adică stați un pic, respectiv stați o secundă să-mi aranjez și eu ținuta. Băi, aranjează-te, te rog frumos și tu că deja... Hai, aranjează-te, aranjează-te. M-au aranjat destul mult alții. Da, lasă, pe sigur că te-a aranjat. Am ajuns, în sfârșit, și la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc magazinului Odin din Polo Center pentru ținuta mea. Ce ziceți? Ha? De astăzi și din fiecare emisiune și invit pe toată lumea aici pe bine pentru a încheia împreună această emisiune. Mulțumim! Alex and George Boutique Hotel pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni. Alex and George. Da, ne revedem! Și duminica viitoare, până atunci, numai de bine tuturor, vă pup de nu vă vedeți! Hai bândașii și trupa aia, da, se suie! Mai știi când noi ne-am întâlnit,
Și când mi-ai dat primul sărut, urma de un joc fermecător, iubire, dragoste, amor. În ochii tăi ardeau scântei, iar tu m-ai fermecat cu ei. Vedeam luci întremurător, iubire, dragoste, amor. Iubire tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Și ne plimbam noaptea pe drum, pe sub alteilor parfum, urmat un joc fermecător, iubire, dragoste, amor. Eu te iubesc noapte și zi, cât pe pământ voi mai trăi, dar tu ești trupul meu de dor, iubire, dragoste, amor. Iubire tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Hai, trupa aia! Bine, bine, bine! Eu te iubesc noapte și zi, cât pe pământ voi mai trăi, dar tu ești trupul meu de dor, iubire, dragoste, amor. În jurul tău frunze cădeau, cu dragoste ochii-ți zâmbeau, ești suvenir strălucitor, aha. Iubire, dragoste, amor. Iubire tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Hai, rotiș! Ia uziți! Sus mâinile! Tu ești cea mai frumoasă femeie din lume. Hai da orchestra! Oi, oi, oi! Iubire tu, dar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Mare zi, mare sărbătoare, mare cât o țară întreagă. Duminică ne amintim ce înseamnă să fii român. Cornelia Tihon, Loredana Streche, Angelica Flutur, Florin Boita și Veta Biriș, Rodica Popescu-Bitănescu și maestrul Nicolae Furdui Iancu. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Într-o ediție specială de 1 decembrie, Minunile lui Tămaș, duminică de la ora 14:00.